Mai mulți angajatori din țările membre UE s-au înscris ofertele pe lista EURES, dintre cele aproape 600 de locuri de muncă disponibile. La această dată am selectat câteva cu condiții acceptabile și cerințe accesibile. Astfel, vom propune pentru oltenii interesați să lucreze în afara țării o ofertă a unui angajator din Finlanda. Firma scoate la concurs 10 posturi de operator mașini ambalare, pentru care cerințele sunt îndemânare, capacitate de lucru cu termene limită. Se oferă în funcție de competențe salariu între 3.000 și 4.000 de euro, durata contractului fiind nedeterminată. Interesantă este și oferta angajatorului din Germania, pentru care nu sunt necesare cunoștințe de limbă germană. Salariul oferit este de 9,70 euro brut pe oră, iar angajatorul oferă cazare contra cost. Contractul de muncă este permanent, se lucrează 35 de ore pe săptămână în 3 schimburi, oferta fiind valabilă până la data de 30 iunie. Avem o ofertă cu 5 posturi pentru ocupația manipulând bagaje în Germania, în landul Bavaria. Activitatea presupune manipularea bagajelor din cala avioanelor până la terminale, check-in de bagaje în avioane și întocmirea documentației corespunzătoare. Ca cerințe ale locului de muncă sunt experiență profesională în domeniu, licență de utilizare a stivuitorului, permis de conducere categoria B și disponibilitate de a lucra în mai multe schimburi. O altă ofertă din partea angajatorilor străini este pentru Finlanda, unde sunt disponibile 10 posturi pentru instalator schelă. Contractul este pe o perioadă mai mare de 12 luni, termenul de înscriere expirând la 31 iulie. Mai avem o ofertă cu 10 posturi din Finlanda pentru instalator de schele. Aceasta presupune instalarea și dezmembrarea schelelor. Ca cerințe nu avem. Limbi străine, cunoștințe de bază de limba engleză. Salariul este de 12 euro brut pe oră. Se oferă cazare contra unei sume de 100 de euro pe lună. De asemenea, Norvegia caută 5 persoane pentru ocupația de instalator ventilație. Calificarea, experiența de minimum 3 ani și înțelegerea desenelor tehnice sunt cerințele locului de muncă. Salariul este pe măsura cerințelor, aproximativ 23 de euro brut pe oră. Se lucrează între 37 și 50 de ore pe săptămână, timp de 6 săptămâni urmate de 2 săptămâni libere. Angajatorul oferă suplimente salariale și ajutor la găsirea locuinței cu chirie.